Veste proastă pentru Elena Udrea, a respins cererea fostului ministru în dosarul Galabute. Elena Udrea a solicitat, fără succes, o amânare în dosarul Galabute, în care fostul ministru a primit o condamnare pe fond la 6 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită abuzând serviciu, informează B1 TV. În fața instanței supreme, Elena Udrea a cerut, prin intermediul avocatului său, amânarea procesului, în condiile în care miercuri urmau să fie audiați 3 martori importanti. Elena Udrea a cerut această amânare pentru ce ar dori să le adreseze ea întrebări. Instanța a respins însă solicitarea făcută de Udrea. Totodată, avocatul fostului ministru a prezentat miercuri 3 documente medicale emise de unul dintre medicii Elenei Udrea din Costa Rica. În aceste acte se arată faptul că aceasta este în imposibilitatea de a se deplasa în România, aici are nevoie de odihnă absolut. Depun 3 înscrisuri traduse de un traductor autorizat, transmise de Elena Udrea. Primul înscris este din 22 februarie, subliniere îi prezint tabloul medical al acesteia. Medicul din Costa Rica face parte din Colegiul Medicilor din această car. Al doilea înscris este din 24 februarie. Cel de-al treilea este din 13 martie 2018, care centralizează situația medicală. Medicul dispune odihnă absolut pentru Elena Udrea. Clienta mea este în imposibilitate obiectiv de a se prezenta. Ea vrea să fie prezent la audierea martorilor. Solicitarea apărării este de amânarea audierii martorilor la un termen viitor, când domnia sa se va prezenta la proces, dacă starea de sănătate îi va permite, a spus avocatul.